a Cât de mari pot să fie, pot să devină aceste pasive IT într-o companie? În general, companiile de externalizare nu vor să garanteze pierderea business-ului. Dar aici depinde de negocierea fiecărei companii cu furnizorul de servicii externalizate, pentru că până la urmă o nefuncționare o oră a unui serviciu bancar, de exemplu, probabil produce pierderi de zeci de mii, sute de mii de euro. Și, de fapt, liability-ul este de ordinul acesta. Deci nu poți să-ți permiți să iei poate 2-3 euro pe oră de cădere, ci trebuie să ai un contract în care să-ți recuperezi într-adevăr pierderea. Dar aici ține de negocierea între cele două părți și având în vedere că externalizările sunt de obicei pe termen lung, multianuale, și zona asta de liabilities poate fi clarificată. Cum și de ce se produce o externalizare a AT&T? Pentru a rezolva probleme sau pentru a înlocui lucruri care merg deja bine? Cum ar trebui să facă directorii de IT? Din păcate, externalizările apar când sunt probleme, ceea ce este total greșit. Externalizarea unei probleme creează mult mai multe probleme ulterior. În primul rând, tu trebuie să fii organizat bine în intern, să știi ce ai de făcut și să externalizezi zonele care sunt organizate și pe care tu poți să le controlezi în intern și să le controlezi și în extern. Că dacă tu nu ți-ai implementat niște procese în intern care să țină în mână lucrurile și să nu ai pierderi operaționale, de exemplu, externalizând, normal, furnizorul respectiv are o tendință în a furniza un serviciu conform unui contract, dar tu nu știi să negociezi bine nici contractul respectiv, nici procesele nu poți să le ceri ce procese să aplice respectivul pentru că tu nu le știi tu însuți, pentru că dacă le-ai fi știut, poate ți-ar fi fost mai bine ție în cadrul companiei tale. Deci externalizarea unei probleme creează mult mai multe probleme. Tăi trebuie companiile să se organizeze ele însiși și după aia să externalizeze. Să înțeleg că ești un susținător al procedurilor, al acestor procese interne? Nu al procedurilor, că prin proceduri se poate înțelege birocrație. Sunt un susținător al proceselor, pentru că într-o companie oamenii trebuie să lucreze conform unui proces care să fie monitorizat odată. E important pentru management să-și dea seama de performanța omului respectiv și ar trebui să ai un proces care să, la sfârșit de lună sau o dată pe an, când ai evaluarea profesională, să poți să identifici niște key performance indicator pentru omul respectiv și asta nu poți să o identifici decât dacă ai un proces cu care omul respectiv lucrează. Dar din punct de vedere al IT-ului și al externalizării, totul este un proces. Orice faci este un proces. Când dezvolți o aplicație nouă, și ea este un proces de change management, managementul schimbării. Dacă tu nu știi cu care sunt etapele pentru a dezvolta un nou produs, chiar dacă este în zona bancară, chiar dacă este în farma sau în altă industrie, testarea probabil va eșua dacă se face cum trebuie, poate nici nu se face pe un mediu de test, se face pe un mediu live, clienții sunt afectați, intri în cu totul alte probleme ulterioare. Mm-hmm.